O ediție specială, un invitat special. Bună seara, domnule Mușetescu, bine ați venit la Vorbe Grele. Bună seara noastră și telespectatorilor noastre. Și-a vândut țara cu acte și acum candidează. Ovidiu Mușetescu în mijlocul portocaleilor, poate prima apariție după o lungă perioadă de tăcere. N-am fost retras în munți, deși unii au afirmat și acest lucru. Remarcă la ce a spus dumneavoastră. Am vândut-o cu acte în regulă. Poate. Nu, Mușetescu, câte drumuri la procuratură ați făcut în ultimii 4 ani? Am făcut destule, conform proverbului că nicio faptă bună în România nu rămâne nepedepsită. Vreau să vă întreb așa, pe final și tot la privatizări mă întorc, pentru că nu... Până la urmă amândoi ne-am mâncat pâinea o vreme din chestia asta. Și scurt, care vă e cea mai dragă privatizare și care e cel mai decepționant contract pe care l-ați semnat noastră, din punctul nostru de vedere? Cea mai dragă rămâne Sidex-ul și, dacă veți, am pune și BCR-ul, deși nu i-am asigurat o majoritate privată atunci, ci a fost începutul care a asigurat privatizarea ei cu succes în acest mandat. Cel mai mare eșec mi s-a părut Tractorul, unde a fost încheiat contractul de privatizare, a fost dată legea specială și ulterior patronul italian a denunțat contractul pentru că pur și simplu s-a speriat. De acolo fabrica a alunecat. Și iată, acum trece printr-o lichidare dureroasă și necontrolată. Să cam termină timpul nostru.